Bună ziua! Astăzi vom găti două rețete tradiționale din centrul Uniunii Europene. Luăm un gulaș unguresc și vom face paralel și o supă germană. Pentru început, noi avem nevoie pentru un gulaș, pentru o familie, un kilogram de carne de vită, anumit ceafa. Aici avem cărnița. Pentru călit avem nevoie ceapă, morcov, ardei dulci, sare, piper, ustroi și pastă de tomate. Pe final vom adăuga și fasolele roșii. Fasolele roșii au un rol principal în această rețetă, că practic toată componența noastră va fi puțin picantă, pentru asta și avem niște fulgi de ardei iute. Dar toată rețeta noastră are un gust și o culoare roșie. Adică asta se menționează și asta este caracteristic pentru zona centru. Pentru început avem nevoie să tăiem ceafa în cubușoare, nouă cum va fi comod să le gătim. Sau nouă cum va fi comod să le mâncăm. Eu o să vă le tai și o să vă arăt cum arată cubușoarele. Ceafa avem de calitate bună și proaspătă. Asta este important. Așa, tai de la început fâșiile, ca totodată voi tăia și cubușoarele după aceea. Vedeți, da? Bucățele, așa, cam 3-4 cm diametru fiecare. De ce s-a ales ceafa? Ceafa, în primul rând, are mai multe țesuturi musculare și totodată când se călește, țesuturile acestea se destramă. Asta și senzația când mănânci o bucată de carne înăbușită, în gulaș, ea la tine în gură se destramă și ai o plăcere de a mânca. Câteodată gulașul poate să nu fie bucăți de carne în el, că deja atât timp s-a călit în cratiță, el s-a fărămițat complet. Am pus cratița la încălzit, neapărat să nu uităm să punem și ulei în ea. Așa, aici avem aproximativ un jur de 700 de grame de carne. O pun la aproape la maxim și torn ulei, suficient ulei, să fie acoperită toată suprafața, cam în jur de 100 de mililitri de ulei. De ce? Că când carnea este muiată toată în ulei, ea și se călește altfel. Eu aud cum sfârâi uleiul. Înseamnă că s-a încins bine. Auziți, da? Eu am pus la călit carnea. O las 5-6 minute să fac o rumine pe o parte și apoi treptat o să o amestec. Ea puțin se leagă cu și cu mâncarea noastră tradițională moldovenească, fripturica. Numai că în loc de carne de vită, la noi se pune carne de porc. La noi se călește, eu treptat o să tai și ceapa. Rețeta o să vedeți pe parcurs cum se gătește, dar toate ingredientele în gramaj proporțional acestei rețete va fi scris pe final. Dacă cunoașteți această rețetă, gulașul este foarte, foarte renumită în Ungaria și eu vă spun sincer, și chiar țările care sunt alăturate, vicine, pleacă spre Ungaria și se guște acest gulaș. Eu am avut nu una ocazie să fiu din Ungaria și chiar într-adevăr în orice local unde intri îl găsești această mâncare în meniu. Vedeți că cubușoarele la ceapă tot se taie, tot la fel de măricile. Chele oricum, în timp cât se vor căli, ele se vor topi. Ceapa în general în mâncare este un ingredient de bază în gulașul nostru și numai în gulașul nostru. În mâncare, în pierd general, de ce? Că ea omogenează toate gusturile, el are și iute, dar să știți că ceapa are și dulcime în ea. Între timp cât voi pune ceapa la călit, împreună cu carnea, eu o să o amestec, să văd ce-i cu ea. Ea a obținut o culoare destul de frumoasă, rumină,
foarte bine sfârâi. Așa. Arată perfect. Și introducem ceapa. Cum vedeți, și morcul îl tai brutal. Nu am menționat în această rețetă foi de daifer. Neapărat trebuie să fie foi de daifer. Neapărat. Observați că toate ingredientele cam sunt dulcii. Ceapa, morcul, carne au un gust dulciu. Pentru aceasta se pune pasta de tomate, care se echilibrează aciditatea în mâncare, și fulgi de ardei iute, care se dă și o prospețime iute în mâncare, un accent. Așa. Cam practic ingredientele toate le-am pus, care au nevoie de ceva timp să se călească și să nebușe în gulăș. Punem căpăcelul și aia lăsăm minim o jumătate de oră, putem nici nu să punem mâna pe el se înnebușe bine. Așa, treptat cât gulășul la nostru se înnebușe, stă pe plită, noi ne alăturăm de Germania. Avem o supă germană foarte, foarte simplă de gătit. Și, într-adevăr, sunt ingrediente care le găsim în orice magazin. Avem nevoie de cartof. Și de ce se numește supă germană din cartof? Așa și cum Germania sunt renumiți cârnăței, da? Găsim în orice magazin acest produs. La fel, noi putem folosi orice salam subțire, picant, afumat. Eu, de exemplu, am găsit cabanosul și voi folosi astăzi cabanosul. Dar el se va pune pe final. La început, noi avem nevoie de 2 cartofi, 2 morcovi și o ceapă. Se punem la fiert. Cartofii, la fel, se taie cubușoare. Nu mici, dar nici nu mari. Așa cum să fie comod să-i tocăm. Că supa cremă din cartofi, vă dați seama deja după denumire, cartofii se tai, se fierb și apoi se delătocat sau la fermentat. Eu o să-i pun în blender, că este mai ușor și eu sunt sigur că această supă va avea o textură perfectă pe care vreau să o văd eu. Așa, cartofii se pun în apă rece. Punem focul la 3, la maxim. 2 cartofi, aproximativ mai avem jumătate de kilogram de cartofi. Cum vedeți, cartofii nu sunt mici. 2 cartofi se pun la fiert. Între timp voi pune și 2 morcovi. Dar să știți că morcovii nu vor fi tocați. Morcovi va fi ca decor. Și se tai cu bușoare mărunte. Ca să fie comod să le mâncăm. Morcovii este foarte suculent, proaspăt. Este de anul acesta, știți că mai întâlnim în magazine și morcov de anul trecut, dar mai bine să folosim morcov proaspăt. El are și vitamine mai multe, evident, și mai gustos. El în timp de iarnă își pierde suculența sa. Așa, este ceapa, o tai doar în jumătate, dar nu până la capăt, da? Vedeți, nu până la capăt. O pun, îmi trebuiește doar pentru gust. Să-mi dea gust bogat acestui bulion. Așa, practic la noi tot lucrul este pus pe roate, dar totodată să verificăm ce se întâmplă cu gulășul nostru. Aici e bine, mersi. Se gătește. Acum o să găsesc 2-3 frunze de dalfen, poate și mai multe. Eu iubesc mâncare în general parfumată să fie. Frunza de dalfen nu dă atât gust cât dă arome în mâncare. Corect, cred că. Mâncare trebuie să fie parfumată. Usturoiul tot îl voi pune mai târziu, ca să nu-l pierdem și pe el din gust și din iuțala lui pe care îl dă pe final. În general, usturoiul, ceapa, este sunt elemente care sunt de bază în mâncarea care se gătește la înăbușit, la fiert. Sunt ingrediente care fără ele practic nu se lasă nicio mâncare în acest mod de preparare. Evident, în supă nu voi pune usturoi, dar cine dorește pune și usturoi și în supă.
Așa. Câteva frunze de dalfin. Le găsesc aici. Atât. Între timp cât la noi fierb cartofii, morcov și ceapa pentru supă germană, eu voi pune puțină sare ca să urgentez această procedură. În general, dacă vreți să urgentați orice fierbere, adăugați puțină sare. Vreau să vă menționez un lucru foarte, foarte important. Dacă observat că în gulaș, practic toată mâncarea este de culoarea roșie. Am în vedere carne roșie, paprică roșie, tomate, am în vedere paste tomate roșii, fasole roșii și evident și ardei vom pune mai târziu, tot roșii. Și fulgii de ardei iute, la fel sunt roșii. Și morcovul care s-a pus, el tot e cam practic culoarea roșie. Doar ceapa și usturoiul este de culoare albă. Zona centru al Uniunii Europene, am observat că foarte mult este bogată cu carne. Cum vedeți și în supa noastră este inclus carnea, carne, cabanosul sau orice salam afumat bine și condimentat. Și la fel carne care intră în gulașul. În general, zona centrală a Uniunii Europene este foarte, foarte, nu foarte, foarte mult condimentată, dar este bogată în arome și în gusturi. Ne atragem de ele prin condimente naturale. Am de ca și paprika din ardei uscat, da? Fasole, ardei, ceapă, cartof. Foarte mult cartof se gătește în această zonă. Să nu uităm că în mâncare mai este utilizat și verdețul. Este foarte popular pântrâjelul, mărarul, cimbrușorul. În această supă, apropo, se pune în loc de ceapă, se mai pune și praz. Nu, cine ce are la îndemână, cine are ceapă albă, cine are praz. Eu voi folosi pe final și ceapă verde. El va fi și ca decor și ca aromă proaspătă pentru supă. Eu cred că fiecare din noi adoră o supă bună, gustoasă și cu o mică notă de picantă. Așa, ceva iute. Aici, în supă, noi vom folosi sau smântână de procentaj gras sau frișcă. Eu, în acest caz, voi folosi frișcă. Pe final, unde vom da totul în blender, vom adăuga frișcă ca să obținem masa aceea cremoasă și omogenă, pe care o doresc și pe care ea trebuie să fie în originalitate. Apropo, cine vrea să-i dea gust gulașului mai interesant, o aromă mai bogată, eu știu că se mai adaugă și bere brună în gulaș. La înăbușit, deja cine cum își dorește să aibă un gust perfect, o zice eu așa, gulașul se mai servește și cu pesmeț. Conținutul final al acestei mâncări este și cu sos, și cu carne, și cu legume. Evident, acest sos are nevoie de o pânică, sau o pânică sau ceva așa mai crocant. De obicei se rupe o bucată de pâine bună și se moaie în acest sos. Dați să verificăm dacă la noi cartofii sunt fierți. Luăm o furculiță. Ah, perfect. Și ceapa este bună și morcovul. Dacă furculița a intrat ușor în cartof și el s-a destrămat, înseamnă că este gata. Atunci eu voi face loc pentru blender. Așa. Voi pune aici blender și voi da cartofii cu ceva bulion și această frișcă. Să dăm această cremă și acest conținut practic final. După cât cunoaștem zona centrală al Europei, este foarte bine împânzită cu păduri. De aceea și cred că se ia în acest caz carnea, mult, adică meniul este bogat în carne. De ce? Că cred că sunt foarte multe animale sălbatice și evident sunt timpuri și zone unde se dă voie la vânat. Așa, eu voi pune și câteva cubulețe de morcov. Cred că o să-i dă o culoare așa mai, nu doar albă, dar vreau să fie o culoare mai aproape așa, apetisantă, morcovie, dar cremă albă cu nuanțe galbene. Oranj. Așa.
undeva aproximativ 100 de mililitri și tot aici voi pune frișca. Tot aproximativ 100 de mililitri. Așa. Noi am tăiat cu bușoare cartofii, am pus la fiert și morcov mai mărunt tăiat, o ceapă întreagă pentru gust, ca bulionul acesta să aibă gust, are nevoie ceapă. Ceapa se pune practic în toate bulioanele. Voi face puțină gălăgie. Practic 30 de secunde este suficient de a obține această masă cremoasă. Vai, 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 vai. Și cum am zis, nuanța acestui morcov cu bușoare de morcov, chiar am obținut culoarea aceea potrivită pe care am dorit-o eu. Morcovul mult gust nu va da în mâncare, dar el va da, cu bușoarele acestea care le voi pune, va da un accent așa. Orice supă are nevoie de umplutură, da? Adică de componență, să mănânci ceva și lichid, ceva și mai solid. Așa, vasul l-am eliberat de conținutul rămas de cartofi, că vreau să fac doar o porție, să nu rămână într-o farfurie în surplus. Da? O farfurică de supă, evident, are nevoie de 400-450 de mililitri. Aici cam avem 500. Perfect. Vedeți cum se toarnă? E o supă cremoasă. După necesitate, puteți mai adăugați ceva bulion care a mai rămas. Așa. Și acum voi amestica să văd, într-adevăr, am obținut aceea ce am dorit sau nu? Perfect. Perfect, a ieșit tasa. O supă cremoasă germană din cartof. Așa, eu o iau de pe foc și voi merge pe etapa finală. Ce înseamnă etapa finală? Avem acești căbănoși care am nevoie să-i calesc, să-i trag pe tigaie, să-i dau o crustă aurie, să-i las de grăsime și să-i pun deasupra în această supă. Va fi îmbogățite cu căbănos și cu cubușoare de morcov. Așa. O pun aici pe ceva stativ și punem o tigaie. Dacă contează cum să taiem căbănosul, cred că nu, dar eu o să le tai în filii, așa să fie comod să le mâncăm. Filii de aproximativ jumătate de centimetru grosime, tăiate la 45 de grade. Aproximativ 50 de grame de căbănos va fi pentru o porție de supă din cartof, după rețeta tradițională germană. Miroase bine, dar știți că când se calește orice produs, el accentuează mai tare aromele. Așa, dă-o la maxim. Are nevoie de un minut, două de călire. Eu cred că a venit timpul la gulușul nostru să punem pasta de tomate. Pasta de tomate 100 de grame. 100 de grame la 1 kg de carne este suficient. Și acum o să vedeți ce culoare vom obține. De ce se pune prima pastă de tomate în gulăș? Tomatul mai conține și un conținut înalt de acid. Este roșii, cum le da? Și roșiile au și acid și zahăr suficient. Dar ca să scoatem acrimea din tomate, este nevoie de ceva timp. Pentru aceea este să pune mai devreme decât toate și pun înapoi căpăcelul. Între timp cât sfârâi căbănosul, eu voi tăia puțin mărar pentru ornare. Așa. Cozile dau într-o parte și doar așa, perfect.
aroma aceasta de parfum ars și afumat a salamului îmbogățește orice supă, dar chiar orice mâncare. Știți cum se mai face mâncare la grătar? La fel sunt arome foarte puternice. Că de ce? În conținutul acestui salam este din două tipuri de carne. Este presisă și carne de vită și carne de purcel. Purcelul conține grăsimi care îi dă accent la gust și carne de vită care îi dă consistență. Ce o să fac eu? O să pun un usturoieș și încă unul. Improvizare de avea. Cum crezi, să fie bine? Eu cred că da. Vedeți că nu folosesc niciun gram de ulei? În general, în mâncarea aceasta nu am folosit niciun gram de ulei. Înseamnă că este o mâncare destul de sănătoasă. Să mai zice că dacă este puțin grăsime în mâncare, nu te simți suficient sătul. Nu. Cartoful, în general, este o mâncare destul de sățioasă. Și evident, și mai avem și cărnița aceasta de cabanos, care la fel are grăsimea ei. Dar nu avem nimic prăjitură. Dragi prieteni, în cadrul Zilelor Europei 2021 anunțăm și un concurs. Fiecare din voi poate prepara bucatele propuse astăzi, după care puteți să faceți poze cu acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook. Cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expediați linkul posterii și datele de contact la adresa de e-mail ianina@particip.com. Câștigătorii vor avea parte de cadouri speciale, oferite în exclusivitate pentru participanții concursului dedicat masterclasselor de bucătărie europeană din partea ambasadei Sloveniei în România și delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Așa că vă îndemn să fiți alături de noi, să gătiți cu poftă și să fiți premiați! Așa. Ia uitați-vă ce se întâmplă aici. Cum crezi că e bun? Eu cred că este nu că bun, dar este delicios. Sare și piper adăugați la această supă după gustul personal. Vedeți consistența supii? Nu permite la ingredient să cadă în jos. Aici voi pune mai mult. Că știți că supa asta cu acești căbănoși, eu cred că va fi ca și supa de cartofi germană. Ce credeți? E bună? Perfect! Supa germană din cartofi este gata. Să reamintim de ce avem nevoie pentru prepararea acesteia. Cred că vine momentul de a începe prepararea următorului deliciu culinar. Nu înainte să invităm un oaspete special. Am onoarea să salut prezența șefului adjunct al ambasadei Ungariei în Republica Moldova, domnul Sandor Hodi. Bună ziua! Greetings, bună ziua! Așa, uitați-vă că eu până acum am gătit câteva feluri tradiționale. Una este din Ungaria și o supă din Germania, supă din cartofi. Dumneavoastră ce veți găti astăzi? Am înțeles că este tot o mâncare tradițională ungurească și totodată și simplă.
Yeah, exactly. You are right. I choose this dish, Hungarian typical traditional dish, because it's very simple to make, sure. And I would like to present it to all our Moldovan friends here, because it has really just a few ingredients what you need to make it. O să cunoaștem ceva nou astăzi despre Ungaria. Și pentru aceasta sunteți dumneavoastră la noi în ospiții, că eu m-am pregătit cu tema de acasă, cu un gulaș unguresc, pe care nu o fac de prima oară, dar totuși părerea dumneavoastră pentru mine o să aibă o însemnătate. Și totodată cei care ne privesc pe noi o să știe corect, am făcut gulașul sau nu. I will do my best, and I think that you have chosen a very traditional Hungarian dish as a goulash, because it's well known in the whole region, so I mean in Central Europe. However, we have different meanings where goulash, how we make it. In Hungary, we consider it as a soup, așa. But in different countries, they consider it as a second exact. Course. Apropo, de mâncarea dumneavoastră care veți găti astăzi, ce ingrediente avem nevoie? Văd că ingrediente sunt puține și simple pe care le regăsim. Aceste specificul acestei mâncări. Basically, this dish has a tradition in Hungary for a long time. And this is a dish that you cannot find in restaurants, because it's so easy, because the ingredients are just what you can see on my table, and I think it's accessible for all of the Moldovans here, so you can make it anytime you want, and you don't need a lot of time to do it. It's quick, easy, and you can feed a lot of people at the same time. Am înțeles. Cum se numește, apropo, mâncărica? It's called potato in paprika. Cartofii se fierb sau se coc, sau se înnebuș, să înțeleg și noi cum să începem. Că poate cineva ne privesc acum și poate acum vreau să înceapă să gătească. Ce primii pași trebuie să facem acum? The first step, I will cut everything up, then I will make a little stew, and then I will boil it in water until the end of the all potatoes will boil. Atunci, hai să începem. Eu deja am pregătit practic totul pentru pește, că eu voi face o dorada. În mod normal se ia un pește răpitor, un pește de râu chiar. Dar în cazul nostru, acum regăsim cel mai des dorada prin magazine și eu am ales cea mai simplă rețetă, pe care evident toți poate să o facă acasă. Nu e nimic complicat în rețeta mea, văd că nici în rețeta dumneavoastră nu este nimic complicat. Hai să trecem la treabă și vom vedea și mai discuta unele momente ce avem grijă, la ce trebuie să tragem atenția și poate veți povesti ceva despre tradițiile ungurești, anume gastronomice. Let's do it. Așa, eu între timp mă uit ce se întâmplă cu gulășul meu. Poate și o să trageți mai târziu cu ochiul în cratița mea. După părerea mea, el este cam de nota 90, gulășul. Niciodată nu sunt sigur dacă este în originalitate cum se face mâncarea, că este de origine ungurească, doar o facem în Moldova. Pentru peștele pe care voi căli astăzi, am nevoie de 4 ouă, din care voi folosi 2 ouă și 4 gălbenușe. Toate trebuie ies fierte. Fierte dur. Așa, le pun în apă. Așa, dorada la mine este deja tranșată. Așa, avem fileuri de dorada regală. Ce înseamnă dorada regală? Dorada regală care este de proporții mai mari, adică mărimea ei este mai mare și se cresc în alte ape. Pentru gulaș eu mai am nevoie și de ardei, cum am menționat mai devreme. Eu o să-i curăț și o să-i pun pe final. Pe final am nevoie de paprika, fasole roșii, fulgi de ardei iute și acești ardei dulci. Domnul Sandor a tăiat ceapa și o pune la călit, așa-i? Yeah, basically I... For my dish, I need only the onion, the potatoes, and some sausages, and of course some Hungarian paprikas. First of all, you have to cut all the onions, dice them up, and basically what I used to do is to cut up everything, then I will just assemble it later on. Eu știu că în Ungaria foarte des se întâlnește în mâncare anume ingredientul acesta, paprika dulce. Are o istorie sau are un gust specific pe care îl transmit ungurii?
Well, the sweet paprika was introduced into the Hungarian kitchen in the late 19th century just to make it unique. And since then, almost 150 years, it's part of our cuisine, and you can, it's very true, you can meet it in a lot of dishes. So I would say that if we are talking about Hungarian traditional food, there's 90% of probability that you will find paprika in it, that's for sure. I have been here in Moldova already 3 years, and I really spent a lot of time to learn as much as possible about your cuisine. And I have to admit that I like it very much. I like the Moldovan cuisine, and I think it's very unique, so you have to preserve it and it make it always unique. Așa, eu am pus ardei, vreau să mai coacă și ardei împreună cu ceapa aici. O să adaug paprika. Paprika, o să am nevoie de o lingură mare de paprika. Și un pic de la mine. Cum am zis, fasolițele, fasolea roșii va merge pe final. Se va pune pe final. Avem chiar aici avem un sos foarte dens cu carne. Apropo, gulașul, cu ce se mănâncă? Se mai face o garnitură la el sau cu pâine sau cu pesmet sau cu, nu știu, cartofi? Well, honestly, in Hungary you can make the goulash in 1000 ways. I think we are proud of that we can make goulash in 1000 different ways, in depending on what ingredients we use for it. And some people do it with dumplings, some does it without it. So basically there are 1000 ways to do it. But as I told you, in Hungary it's basically a very heavy soup. It's a very heavy soup, and we serve it with bread, fresh bread, and it's exactly. So all you need to make this potatoes with paprika is 1 kilogram potato, two big head of onions, and some sausages. There are some schools, let's say this, how this dish should be made. And there are someone who says that use only this kind of dried Hungarian sausage. The other school says that use only this one. I will mix it up just to have the flavor. If we were now in Hungary, I would do this dish a little bit differently, because usually when we put the onions, we put bacon under bacon and we melt the fat from the bacon and then put the onion. From my side, I started to assemble the potatoes with paprika. So the first, I just put some oil into my bowl and then put the cut onion into it and make it transparent first. This is the first step we should do. Nu este principal ceapa cum o tem, cubușoare sau așa cum julienne se taie în lungime ceapa. Nu contează. Well, the question is good, but it's not related to onions, but it will relate to the potatoes. But it because some say, some believe that there is different taste if you just cut it this or like that da, way. Da, da. So, yeah, but the question was very good. Eu pot să vă zic că într-adevăr în mâncare, după experiența mea și după tehnologiile preparare oricărui ingredient, în parte, contează cum este tăiat. De exemplu, țesutul cepii trebuie să fie tăiat în lungime, dacă vrei să-l tai să ai o consistență și o textură bună. Dacă vrei doar să implementezi ceapa doar ca un ingredient, dar nu de bază, îl tai haotic cum îți bare ție, că oricum nu-l folosești de bază. La noi acum înțeleg că ingredientul de bază este cartoful, nu ceapa, și atunci ceapa se taie haotic. Așa. Yeah, exactly. And according to tradition, you have to quarter în lungime. And make this, they called it little ships. And this Corredioare. Is the traditional form. Exact. Da. But you can make it in cubes, whatever, but it will give you a different feeling of the potato with paprika. Da. De ce anume ați ales acest fel de mâncare? Chiar sunt curios că este ușor de gătit, este gustoasă sau este într-adevăr o mâncare tradițională care reprezintă? Well, I have multiple reasons for my choice. First of all, yes, basically I wanted to present something for my Moldovan friends and people living here, which can be easily done in your kitchen at home. And you can easily access the ingredients. And at the same time, it's something typical Hungarian, something typical traditional, but you cannot eat it in restaurants. So this is basically something like a stew,
But it's very easy to do, and you don't need 3 hours to make it. Da. Eu cred tot ce, chiar și un student poate să facă această mâncare, că uite când are atâta timp să petreacă în bucătării și doar e destul să ai un aragaz și o cratiță. This food is very, very popular in Hungary, and it's not only done in kitchen, but in own open campfires, you can do it. In a big cauldron, you can feed 100 people with it because it's easy, very easy to do. It's a very traditional usage of this potato with paprika. Yeah, we like to do it just together with friends and families, and then we will make it as easy to do. Mie, de exemplu, foarte mult îmi place când faci un fel de mâncare, chiar și tradițional, în masă mare. Eu am dedic pentru multe persoane, pentru o familie mare, în aer liber. Asta cred că unește tot. Și lumea unește și totodată, dacă se întâlnesc 2-3 popoare, la fel se fac toți uniți. Care ar fi 3 tipuri de mâncare pe care le preferați dumneavoastră în zona centrală a Europei, centrală estică, centrală Europei? De exemplu, pe care dumneavoastră aș recomanda sau preferați dumneavoastră personal? Well, I think your choice was a very nice one. Picking the goulash is something which is very, very known in the Central European area. However, I already mentioned that we have different understandings about what the goulash is and what is it for. But before going on, I'll just quickly add the sausages into the already transparent onions, just to introducing the second step of my dish. Eu sunt sigur că crembușile vor da și ele acum ceva grăsime și vor să înăbuși împreună cu ceapa. Și ceapa va obține gustul crembușilor și salamului și totodată și ceapa va deveni cu un gust mai bun. Yeah, and I will now fry it together a little bit, and I'm making actually a stew. I will do that later. I will burn them a little bit, and then I will do the paprika thing. It's very important to use the paprika that you have to get it away from. Să am pe eu la timp a deschis. Așa, dacă suntem colegi deja, trebuie să ne citim gândurile. Yeah, I'm quite sure that many people will have a very nice dish together with this. Well, the stuffed cabbage is something which is very traditional in Hungary, and it's also done in 1,000 different ways. And I would suggest that also, because you can compare it with your own. The third one would be also a very popular one. It's some pasta with cottage cheese and fried bacon. Pasta cu brânză. Eu ne-am duc aminte când eram mic, mama îmi făcea paste cu brânză de oi sau cu brânză de vaci. Dar aici se mai adaugă și baconul. Gulășul, se înțeleg că este pe primul loc. Apoi sărmăluțele de diferite tipuri, ați înțeles? Și dimensiuni, cred că mici și mari, cu diferite împluturi, carne afumată, carne de porc, carne de pasăre și pastele. Yeah, and one more I can add. It's the soup fish. Soup fish. I think which is very, very traditional in Hungary. It's related to some sort of holidays, but it's also with paprika. You can find something very clean, made of only one fish is or mixed fish. One. Fish de lac sau pește de râu. Mai mult sau șișii. Only from river. When it's getting ready. Da, so we are a little bit making a stew now, and we are burning the onion and the sausages together. Mm-hmm. Before it's done, then afterwards we will put the paprika on it. E corect să pune fasole roșii în gulaș sau nu? Că eu știu că se pune și undeva nu se pune ele. Eu, de exemplu, prefer cu fasolițe roșii. Well, it has a different name if you put beans in it. It's called babguyash. So we put the word bean before the goulash, and this is how it's done. So that's one type of the 1,000 I already mentioned, making sort of goulash. Mm-hmm. Înseamnă că eu am ales una dintr-o mie. Exactly. Așa, eu am răcit puțin ouăle, chiar au prefierbinți și noaptul să le curăț.
Eu sunt curios și cred că nu doar eu sunt curios să aflu. Eu sunt foarte amator de dulciuri. În Ungaria, ce dulciuri găsim? Sau ce dulci ai recomanda să mâncăm în Ungaria? Well, now it seems to be we are not only friends, but we have something else in common because I'm also a big fan of the sweets. Serios? Yeah. Sigur. And thanks God that we Hungarians have a lot of typical sweet dishes, sweet cakes and sweeties. The most well-known one is when we put some cake with chestnut under a big flood of chocolate. Wow, tort cu castanii. Something we call șomlui. Eu mă nebunez după torte cu ciocolată. Unde e precis de castanii și ciocolată? Eu nu știu. Data viitoare cred că gătim de el. Adică pe el. Great. Invite me, please. Așa. Face. Data viitoare gătim torte din castane. El se gătește, îl regăsim unde n-ar fi, adică în magazin, în market, sau doar în patiserii, sau se gătește și acasă acest desert. No, this is usually in patisseries you can find them. Mm-hmm. But you can do it at your home. But it's usually we buy it in shops. Now, this is the time when we put the paprika in it, like the third step. The very important thing, when you do this, you have to put it off the oven, because otherwise the paprika can be burnt very easily. Să nu ardem. Da. Să urmăresc și eu ce face. Poate eu fac și eu pentru familia mea. Copiii mei ador cremvuști, cârnăței, cartofi, practic tot ce ador ei. It's not difficult, as I told you, and it consists of only 4 or 5 steps. Și cam 4-5 ingrediente. And do you know why it's very popular and why you cannot have it in restaurants? Because however it's easy to make, but you need time to do it. So in restaurants you cannot do it, but it's the best when it's fresh. Exact. Și în restaurante nu cam este atât timp să stea omul să aștepte practic o oră să gătească un astfel de mâncare. Eu aici dau ouăle fierte pe înrăzătoare. Vreau să fac un sos din ouă fierte și voi adăuga ceva frișcă. Și pe final voi adăuga am mărar, am cimbrușor. Și sub lămâie. Asta va fi la pește. De ce eu am început cu sosul și apoi voi prăji peștele. Așa, eu o să încep să fac sosul între timp să-mi fie sosul gata. Da. Așa. I put some salt and some pepper in it in this phase and then I will put the potatoes on. Da. Și pe final mai adăuga să aduceți la gust mâncarea. Așa, aici e lămâia mea. Ia. Așa, am folosit aici 2 ouă și 2 gălbenușe suplimentar. Aveam lămâie, voi folosi undeva aproximativ 15 ml de sos. Asta undeva jumătate de lămâie. Această uneltă de bucătărie este foarte, foarte comodă. Aici aveam 100 de mililitri de frișcă. Așa. Și apoi totul încetișor voi pune pe foc. Să ținem cont că să nu îngroșăm prea tare acest sos. El trebuie să fie omogen, dar nu tare gros. Mhm. Așa. Și bine amestecăm. Și o să pun pe aragaz. Gălbănușul cu albușul acum se omaginează și la tot conținutul acesta ajută frișca să se
să se iasă o masă omogenă. Așa, încet ușor, încet ușor. De obicei, finalul încununează opera, iar noi astăzi vom finaliza excursia gastronomică cu încoronare culinară și anume cu prepararea fileului de dorada regală și cu o rețetă specială a unui fel de mâncare tradițional, dar și foarte simplu din Ungaria, cu o denumire interesantă, cartofi cu paprika. Ce face Ungaria pentru a atrage turiști, oaspeți? Well, we focus on touristic sector very much, and we would like to attract tourists to our capital mainly. But of course, there are a lot of many beautiful things that you can observe in Budapest. But Hungary is not only the capital. So I think many of you already heard about the biggest lake in Europe, in Central Europe. It's Lake Balaton. Balaton, which is visited by thousands of tourists, and you can find extremely nice places over there, depending on what you really like. Eu știu așa, cine a fost în Ungaria și nu a fost în capitală, a fost în zadar, adică a pierdut timpul. Așa este. You can spend many days in Budapest and you will not discover it to the end, because it has so many attractions to see. As the city is divided into two parts, like Buda and Pest by the Danube River, you can have different feelings of the capital on the right side and on the left side. The most amazing thing that you must not skip if you are in Budapest is to check one of the bridges, which is called the Chain Bridge. This is one of the oldest bridge in Europe. And if you just pass by, you can see the beautiful building of the parliament on the park side. I think so, but it's the oldest, one of the oldest bridges in Europe, and it was built like more than 100 years ago. Extraordinary. Yep. Extraordinary. We are very proud of that our country exists more than 1,000 years there in Central Europe, and we have a very rich culture and history, and we are very unique in the area. So. Da, yeah. Da, da. You're absolutely right. E un lucru foarte bun când un popor poate și-și menține atâția ani istoria și secol deja și veacuri, totodată ai și vizita și vizita și vizita și ce vedea și totodată ce gusta. Că acum facem o călătorie gastronomică prin centrul Europei. Așa, eu tot să nu stau cu mâinile la șolduri, la brațe, o să condimentez peștele nostru, dorada regală. Este un secret foarte simplu, dar și util, cum se călește un pește. În primul rând, ca să nu lipească de tigaie, și ce trebuie să facem? Să-l ștergem bine. Luăm un șervețel și dacă vrei să ai o crustă ideală, și să nu lipească peștele de. Trebuie să-i scoatem umiditatea din el. Așa. Peștele, de obicei, nu are nevoie de mai multe condimente decât sare și piper. Așa cum, în general, nu știu, zona de nord a Europei, partea nordică, mai corect zis, nu condimentează mult mâncarea. Ei iubesc mâncarea așa cum este, originală, bună, așa cum este, pe gust naturală. Ei dau naturalitatea ei cum este, cum e dată de la natură. În Ungaria, de exemplu, partea asta mai spre centru, văd că mâncarea este mai condimentată. Adică se adaugă mai multe condimente, iarăși naturale. Cu ce se rezultă asta? Sau cu ce, de unde s-au luat? Că este mai multă carne? Sau că lumea e mai fierbinte? Basically, Hungarian cuisine is a meat-based cuisine. So we eat a lot of meat, and
I wouldn't say with proud that we use a lot of things which wouldn't really, I would say it's not healthy. No. We use a lot of fat, we use a lot of smoked ham, smoked meat, as you already mentioned, and we use a lot of spices, including the hot spices. Da. So you very often can meet them. Da, exact, dar chiar ea se consideră nesănătoasă, dar oricum la nebunie să mănâncă. Unitatea în diversitate, în termeni culinari, cum ai legat acest termen? We are very proud that we are a member of the EU family, and absolutely there we are 27 there, so it makes a diversity in a way. It's a very big family. Exactly. But however we are united in this family, however when it comes to cuisine, all the kitchens are different, and this diversity makes us united again, because it's very easy to travel inside of the European Union, and you can just easily taste the Austrian ones, the Polish ones, or the Czech ones, or the Hungarian ones, and you can just easily compare all the tastes in the region. Would you like to prefer the goulash made a stew or like a soup? And this is what makes it amazing. In Hungary, we have a tradition to convene such friendly meetings, and we always prefer to have something on open fire, which is also gives you something very special. This is the smoke. Mm-hmm. When we use our traditional big balls called cauldron, and then we can make many stews, goulash, even paprika with potato. So this is all can be done in the big cauldron, which is very suitable for serving many people. Îmi dau seama pe timpuri că nu erau creații și astea unde să-i facea tot asta. Evident, afară, la foc liber, la foc deschis. And just to be a little bit funny in the end, because I'm always getting ready, that after all, everything is done, and we eat it, we have to clean only one dish. This is a very big plus of this, that you don't need a lot of stuff to do the wash-up thing. You can easily wash up and make it ready. Exact, cel mai convenabil, ai făcut totul într-o creație, din ea se mănâncă, și s-au spălat pe mâini, toți pe gurițe și mulțumesc, mersi. Așa, la mine tigaia s-a încins, pentru călile peștelui nu am nevoie de mult ulei, doar câteva picături. Am pus sare și piper. Acum trebuie atenție, sarea a început să elimine din pește, din fileu, umiditatea. Eu umiditatea asta o mai șterg o dată. Avem un fileu uscat. Așa. Și în primul rând se pune pe piele. Dar vreau să fac și două tăieturi. Să fie mai drăguț. nu știu, așa îmi place mie. Fiecare bucătar are viziunea sa. Și cred că nu este greșit, că asta e și bine, fiecare face în modul său. Așa. It's like your trademark. Nu cam este o marcă, dar mai corect zis, este o regulă pe care, cum și-am menționat, noi bucătarii tot timpul avem loc de a învăța și nu trebuie să ne mândri că cunoaștem tot, că oricum totul de pe pământ sau de pe planetă nu cunoști. Tot timpul trebuie de învățat. Acest lucru o fac și eu. Tot timpul, dacă am ceva nou, învăț lumea și dacă am ceva de învățat, iau și eu. Așa, eu presez puțin cu mâna fileu ca să fie corect, uniform, călit. După ce criterii cunoaștem că peștele este gata. Dacă este peștele gata, un fileu, partea exterioară, mărginile se înalbesc rapid. Dar îi lăsăm să ridice culoarea aceasta albă și mai sus, de cam jumătate de centimetru. Acum și o să vă arăt. Vezi? Cam e albă, da? Uh-huh. Și mai lăsăm cam atâta să se ridice culoarea albă, înseamnă că peștele pe jumătate este călit pe partea interioară, adică pe partea de jos, pe care stă pe piele. Și după aceea este gata, practic 2 minute și pe cealaltă parte. Cel mai bine să lucrăm cu peștele proaspăt, nu congelat, că cel congelat are mai mult umiditate în el. Și el mai mult fierbe decât se călește.
Acest pește la fel este ușor să-l faci și la cuptor. Dar uitați-vă că când vrei să mănânci ceva mai rapid, să utilizezi mai puține unelte, cuptorul trebuie să pui la încălzit cuptorul, trebuie să condimentezi, pui blatul, blatul se murdărește, cuptorul se spală, așa e pustigaia, l-ai călit pe o parte și pe alta și foc. Așa, aici am o lămâie. Eu de obicei lămâie în pește nu cam pun. Îmi place gustul original al peștelui. Pot să pun un sos alături sau o lămâie, dacă după dorință, preferință, pot să adaugi mâncare. Dar așa eu nu adaug cum alții. Storc lămâie, pun vin acolo, nu știu, fel de fel. Așa, original cum este, gustul trebuie să fie natural. Is the lemon for getting away the original taste of the fish? Pentru mine lămâie este da înlătura gustul peștelui. Eu mai spun așa, e un secret. Dacă vrei nu să simți gustul peștelui, pune-i lămâie. Eu nu, eu vreau să văd, să guste cât mai natural. De ce îi spune? Doar sare și piper. Dar apropo, la fructele mari se folosește foarte des vinul alb. White wine. In Hungarian cuisine we usually use only red wines. When we are making stews, then we often use red wines to boil it. Yeah? Cum vedeți, nu îi fac la peștele acesta nimic, absolut nimic. Pur și simplu, sare, piper, călit 2 minute pe o parte, 2 minute pe altă parte. Atât. Vreau pentru sos, vreau să adaug câteva cozi de ceapă, tăiate mărunt. Fac așa, două tăieturi, să fie mai comod. Așa. Ideal le-am tăiat, da? Beautiful. Singur, sunt șoc. Așa, foarte mărunt tai ceapa. Vreau să balansez gustul sosului unde este deja lămâie. Într-un fel avem acid, avem ou și vreau să adaug accent de iuțeală, adică iute, asta este ceapa, dar iute proaspăt, da? Că ceapa când e ceapă verde, e de un gust prospețime, iute proaspăt, dar nu așa cum îți arde gura, dar pur și simplu îți face gura aromată. Este gata peștele. Îl iau și o să-l las de ulei. O să-l pun așa. Uitați ce culoare aurie are. Vreau să-l las de ulei. Așa. Îl pun pe 1-2 pe șervețel și apoi îl aranjez în farfurie. Eu practic tot timpul fac această procedură că, de exemplu, nu-mi place când este mâncarea foarte, foarte uleioasă. Îmi place grasă, dar nu uleioasă. Și acum mai adaug puțină verdeață. Eu știu foarte bine și foarte mult se folosește plăcintile cu brânză și cu verdeață. Evident, în această brânză se pune și un ou. Sau fiert, sau crud și multe verdeață în brânză. Să-l încălzesc puțin. Așa. Și practic la noi este gata sosul în gulașul nostru nu s-a adăugat, cine ține minte, fasolele roșii și o mână de fulgi de ardei iute. Punem două. Așa, să fie mai picant.
ce nu lipsește la o masă, ce mâncare se preferă sau aleasă, îndrăgită de familia ta? What is not missing from the table is a tricky question, because we are a nation that used to eat many bread. And it's very amusing sometimes that even to some kind of soups we eat meat, eat bread. And yeah, basically for the potato with paprika, we always serve fresh bread and cucumbers. This is the best combination. Exact. Înseamnă că acest fel de mâncare practic persistă tot timpul la voi la masă. This is a meal which is easy to make, and sometimes you just forget about it for quite a long time, and then you just have the mind that I would like to have this, I would like to have this, and you just make it easily. Am înțeles. Uite că în mâncarea de azi, la masă de astăzi, noi nu avem niciun gram de pâine, dar asta este bine pentru sănătate totodată, că nu mâncăm multe făinoase. Dar totodată noi putem să ne delectăm și să rămână papilele noastre gustativi în originalitate, să nu le acoperim cu altceva. Gustăm una, două, trei, a patra. Astăzi avem 3-4 feluri de mâncare. Avem supa germană din cartofi cu cabanos călit. Avem cartofi căliți. Avem dorada sau orice pește pe care îl doriți dumneavoastră cu sos din ou fiert și gulașul. Deja ni s-a făcut gura apă. Eu vreau să gust. Yeah, I think this is the nice order. I will start with the soup, and then I will go for the fish, and after that I will just taste the. Eu chiar sunt curios ce mi-a ieșit aici. Așa, acum vreau și de asta să încerc. Așa, aici noi avem creme vuștii și salam afumat picant. Așa. Aici avem carne înăbușită. Bon appétit. Poftă bună. Se topește în gură. It's very delicious. Extraordinar. Cartoful dulce și mi-a căzut o bucățică de salam în ceala picant afumat și chiar mi s-a făcut gura aromată. Sau că eu sunt flământ, sau că mâncarea e bună, nu pot înțelege. The goulash is excellent too. It's soft enough, it has the flavor, very tasty. Congratulations. Și culoarea și textura cum trebuie să fie. Așa, îmi stăm că noi avem câte un 10. Hai să vedem ce se întâmplă cu supa noastră germană. Chiar sunt curios. A ieșit așa cum trebuie? Very creamy. Cremoasă? I like it. Așa și cum am vrut, cremoasă. Dar vreau să gust în tandem cu cabanosul. Okay. Că după cum te cunoașteți, aici avem cartofii înăbușiți cu cremușcă, dar acolo avem cartoful fiert bătut în blender cu cabanos. The two fits together very well. It's excellent choices. Așa. Pun aici. Așa. Pun separat și mie la fel separat o pun. Jos pălăria. Pentru mine, asta este o descoperire. Descoperire simplă, bună și gustoasă. Sau mai corect spus, pentru copii delicioasă. Că precis că s-o fac pentru mei. It's a very unique one, I would say, firstly. Because the fish itself is always a healthy food, a healthy choice for the body. But the sauce makes it even better. L-am îmbogățit. Și cum vedem, noi avem practic ingredientele toate naturale, fără adaosuri de ceva, adaosuri de mâncare suplimentare. Adică noi ne străduim să ducem un mod de viață sănătos, totodată și regiunea europeană centrală, la fel cât care un mesaj la fel. Adică să ducem un mod de viață sănătos, să facem o mâncare sănătoasă. I think this is a very big challenge of the 21st century.
And we have to focus more on this issue to have healthy food in our lives, which makes us better. Atunci îndemnăm pe acei dragi, acei care ne privesc, să ținem cont de mâncare sănătoasă, de ingrediente bune și, evident, în tot ce să facem noi, să avem gust. Gustul este foarte important, că el semnalizează și acel ne reprezintă pe noi. Aici masterclass-ul nostru a luat sfârșit, din păcate. Mulțumesc mult! Thank you very much. Mulțumesc mult de prezență! Dragi prieteni, azi ne-am bucurat de o călătorie gastronomică extraordinară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ați savurat din istoria și specificul bucatelor din centrul Uniunii Europene, din care fac parte Austria, Germania, Slovacia, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Belgia și Luxemburg. Împreună am reușit să preparăm câteva dintre bucatele savuroase ale acestei regiuni din Europa. Vrem să vă reamintim și despre concurs. Fiecare din voi poate prepara bucatele propuse astăzi acasă, după care puteți să faceți poze cu acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook. Cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expediați link-ul postării și datele de contact la adresa de e-mail ianinaaronparticip.com. Câștigătorii vor avea cadouri speciale oferite în exclusivitate pentru participanții masterclass-urilor dedicate bucătăriei europene din partea Ambasadei Sloveniei în România și delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Rămâneți alături de noi, preparați gustos și obțineți premii. Masterclass-ul de astăzi se încheie aici. Aventura noastră gastronomică a fost organizată în contextul evenimentelor dedicate Zilei Europei 2021. Gătiți și astfel călătoriți! Vă doresc numai bine, inspirație culinară și nu în ultimul rând, ba chiar în primul rând, sănătate! Cu drag, Petru Chicu! We'll be right back.